Conducerea universității, împreună cu autoritățile locale și colaboratori economici și științifici, și-au reînnoit parteneriatele pentru a asigura condițiile necesare unui învățământ academic performant. Axele dezvoltării instituției noastre sunt cercetarea, cu accent pe inovare, dar și infuzia imediată de know-how, de cunoaștere, de informare, de actualizarea societății. Studenții ne fac, ne creează, ne cer și ne duc sau nu faima. Împreună cu domnul prorector la vremea respectivă, Cezar Spânu, ne-am deplasat în mai multe orașe din Marea Britanie, am stabilit parteneriate de afaceri care, iată, au început să dea roade, pentru că deja 50 de studenți de la Universitatea din Craiova au intrat într-un parteneriat cu Marea Britanie și câțiva dintre ei au fost deja angajați. Nu a fost uitată colaborarea în domeniul tehnic cu societății de renume, prin care sunt asigurate condiții de studiu și de carieră viitorilor ingineri. Este și motivul pentru care mulți absolvenți de liceu au ales Universitatea din Craiova. La ingineria și protecția mediului în industrie. Da. De ce ai ales Universitatea din Craiova? Deoarece este și aproape de casă și nu este una din, adică este din cele mai renumite, adică vin de peste graniță, de ce nu aș veni și eu de aici? Există foarte multe oportunități de a-ți găsi un job după ce termin facultatea și asta am dedus din întâlnirile pe care noi le avem cu mediul economic. Agenții economici vin la noi în facultate și ne oferă stagii de practică și pe viitor angajare. Those 10 students came into our plant. În acest an, 10 studenți au venit la programe de internship la fabrica noastră, iar pregătirea lor mi s-a părut poate una dintre cele mai bune pe care le-am văzut în cariera mea. Acum așteptăm alți 10 studenți în cadrul colaborării noastre. De luni, peste 20.000 de studenți vor începe cursurile Universității din Craiova.